aveți sau avem, ca să zic așa la zi, domnule ministru, o problemă cu Danemarca. Citesc din câțiva oficiali, românii nu au scrupule, te vor omorâ pentru 100 de coroane. E o cultură complet diferită de a noastră. Problema cea mai mare o reprezintă granițele deschise prin care suntem năpăduiți de europenii din Est. E comit, jafuri bancare, jafuri la domiciliu, furturi grave, cerșesc și sparg magazinele. Totul. Alt ofițer, de la secția pentru combaterea prostituției, tot din Danemarca. Citez: Românii sunt cei mai bine reprezentați între infractorii care vin din afară. De când România a intrat în UE, problemele cu românii au crescut exponențial. Titluri din presa daneză: Românii sunt criminali de top sau autocarele au curse săptămânale și fac legătura între Copenhaga și București, capitala României unde nici păduchii nu supraviețuiesc. Ministerul de Externe, domnule Baconski, n-a avut până azi nicio reacție oficială la tot ce v-am citit mai sus. De ce? Uh, Într-adevăr, aceste declarații sunt uh, șocante, nedrepte și inacceptabile. <coughs> uh, ele provin din... Uh, o zonă secundară a autorităților daneze, și au fost retractate. De către domnul Ovedal, investigator șef și purtător de cuvânt al poliției din Copenhaga. Ceea ce nu cred că diminuează cu nimic gravitatea lor. Nu, gravitatea acestor amalgamuri și generalizări este evidentă și ea poate chiar să antreneze efecte nedorite în, în opinia publică din, din oricare stat membru. Sigur că noi putem și vom, vom face prin ambasada noastră la Copenhaga un demers diplomatic prin care să ne arătăm, să ne manifestăm nemulțumirea. Dar problema de fond e alta. Există o infracționalitate comisă de cetățenii români în mai toate statele membre. Ar trebui să facem mai multă pedagogie internă la sursă, ar trebui să ca încă din satele și orașele de unde concetățenii noștri pleacă spre Uniunea Europeană, spre alte state membre, să existe o mai bună informare cu privire la drepturi și responsabilități, dacă se poate cu accent pe responsabilități. Da, pentru Mi se că... pare cam utopic, adică să educăm Infractorii români la noi acasă, nu, infractorii, are cam infractorii naiv, dove, dovediți și condamnați în justiția statelor membre, trebuie să-și spășească pedepsa conform codului penal din acel stat. Nu avem cum să facem pedagogie preventivă cu cei care au ajuns deja în situația de a comite infracțiuni. Dar există totuși o anumită tentația populismului care s-a manifestat pe plan intern în ultimii ani și care ne-a făcut să privim cu foarte mare indulgență orice cetățean român aflat în străinătate, indiferent de ce face, să am încurajat pe de altă parte un fel de complex de persecuție printre acești conaționali care nu își văd de treabă, care nu respectă legile statului gazdă, și pe care de multe ori, prin media sau și prin actori politici interni, i-am căinat ca pe niște victime. Acum, trebuie să vedem foarte clar dacă avem această problemă. Polițiile statelor membre, Europolul, magistrații, atașații de muncă trebuie să facă un efort de echipă pentru a încadra mult mai strict și rețelele de traficanți. Și în același timp pentru a da un semnal de responsabilizare, la asta mă refeream. Da, pentru că Dumne dacă ministru, omul dacă... care pleacă dintr-un sat de oriunde din România, la muncă, acolo în loc să muncească cinstit și să respecte legile statului gazdă, se apucă să comită infracțiuni, acela poate că dacă avea încă de la... <coughs> Locul unde, de unde pleacă, un pic mai multă informație despre rigorile legii în statul respectiv, ar fi putut eventual să se abțină de la uh, comiterea unor infracțiuni. Da, nu credeți totuși că sunt două chestiuni distincte. Unul, cum gestionează România problema infracționalității și partea cealaltă, cum gestionează România excesele, generalizările unor state care, prin oficial, e drept de rangul 2 lansează acuzații extrem de grave și prin intermediul presei. Ori aici, Ministerul Român de Externe n-a avut nicio reacție. Uh, noi vom uh, continua să monitorizăm toate aceste derapaje verbale ale unor uh, oficiali, dar ele n-au fost, n-au făcut obiectul unor poziții uh, la nivele rele relevante. Nu fac nici obiectul unei politici xenofobe. Nu trebuie să ne imaginăm că guvernele statelor membre ale UE își asumă vreo clipă astfel de atitudini xenofobe și de generalizări. E greu de delimitat, cred, doi, trei oficiali care ies, fie și de rangul doi, lancează astfel de generalizări, vă citesc din nou, românii nu au scrupule, te vor omorî pentru 100 de coroane, românii sunt cei mai bine reprezentați între infractorii care vin din afară, asta alimentează presa din Danemarca, dacă vorbim de Danemarca și lucrurile au escaladat acolo, în uh, Copenhaga e un uh, Scandal monstruos. Sunt partide care lansează uh, acuzații de rasism, cer delimitări. E o întreagă opinie publică inflamată în România. E liniște. Total. Uh, ce, ce vom reacționa în acest caz uh, printr-o notă verbală transmisă la Ministerul Danez al Afacerilor Externe? Uh, cu nu trebuie nici noi să facem un proces de intenție unor întregi state sau guverne. Dacă un șef de poliție locală face astfel de declarații, este grav și inacceptabil, dar nu e o asemenea declarație, nu este în măsură să tensioneze relația bilaterală, interguvernamentală sau la nivele chiar mai înalte. Deci trebuie să păstrăm justa proporție acestor incidente. E adevărat că pe fondul crizei economice, Media din țările afectate, ca noi toți de criză, amplifică uneori o astfel de declarație. Se caută în atitudini regretabil xenofobe o explicație pentru, știu eu, creșterea șomajului, bună oară. Nu trebuie făcut niciun, nicio astfel de legătură între prezența unor comunități străine și uh, rata șomajului, dar iată că ea se face. Cred însă că gestionarea fluxurilor de migratorii și a problemei infracționalității trebuie făcută printr-un efort interinstituțional și interstatal mult mai susținut. Noi am transferat comunități românești în toată Europa în ultimii 10 ani, nu mai, mai de mult de atât. Și ele au continuat să crească bă, sub raport cantitativ, fără ca bă, autoritățile să poată la noi urmări pas cu pas bă, ce se va întâmpla după ce sute de mii de oameni s-au instalat în, în bă, diferite state membre. Deci eu cred că a ajuns de două luni în actuala mea postură. Bă, nu pot să. Bă, bă, Răspund de acumularea unor uh, tensiuni sau de inadecvarea unor reacții instituționale care datează de 5 sau 10 ani. O să avem în, ca prioritate aceste lucruri. Nu cred că trebuie, totuși, să exagerăm importanța acestei, acestui fenomen infracțional. Adică. Uh, nu există absolut nicio bază, nici statistică, nici legală sau criminalistică pentru penală pentru a susține că în comunitățile românești există mai multă infracționalitate decât în alte comunități.